Bună ziua, ați venit la conferința de presă săptămânală. Ce aș dori eu să comunic către pașcăneni prin intermediul noastră. În primul rând, faptul că reușim să ne păstrăm la Pașcani într-o incidență a îmbolnăvirilor cu COVID-19 destul de joasă. Suntem în jurul cifrei de 1 la 1000, ceea ce înseamnă că la Pașcani regulile de protecție împotriva răspândirii acestui virus se respectă în mare parte și încă o dată țin să mulțumesc pășcănilor pe această carte. Am primit adresă din partea DSP de la județ acum câteva zile, prin care ne-au comunicat că suntem rugați să identificăm 4 centre pentru vaccinare. Am identificat deja câteva locații în acest sens. Urmează să evaluăm care este cea mai bună variantă pentru a face aceste centre de vaccinare. Condițiile sunt un pic speciale, ne trebuie câteva locații, în mare parte, unde să avem cel puțin 3 rânduri de toalete sau 3 toalete și 3 intrări. Este vorba de fluxurile de intrare și ieșire pentru pacienți, pentru cei care urmează să fie vaccinați, și de un flux separat pentru cadrele medicale care vor lucra la aceste centre de vaccinare. Am asigurat pe cei de la DSP că facem tot posibilul ca să găsim aceste locații. Din punctul nostru de vedere, de preferat ar fi să avem câteva locații unde nu avem activitate, și aici de preferat ar fi să avem ori într-o sală de sport sau în două săli de sport. Ca variantă este și școala numărul 2, Ion Creangă, cea de pe strada Dragoș Vodă. Dacă va fi nevoie, atunci, eu știu, putem să ne gândim și la alte locații, cum ar fi poate Casa de Cultură, poate chiar această clădire a primăriei, dar aici avem deja salariați care lucrează, ar trebui cumva să ne îngreuneze cu treaba și funcționarea primăriei. Pe de altă parte, avem o situație specială în ceea ce privește lucrările de racordare cu gaz metan pe străzile din Găștești. Este o situație inacceptabilă ceea ce se întâmplă acolo. Avem un constructor care, din punctul meu de vedere, nu a respectat procedurile de lucru în așa fel încât să nu afecteze străzile din suburbia Găștești. Am dispus încă de luni somarea acestui constructor să aducă starea terenului la condițiile normale de trafic acolo. Am trimis poliția locală să constate dacă sunt încălcări de legislație în ceea ce privește modul în care se construiește acolo sau modul în care se fac aceste racorduri de gaz și extinderea de-a lungul drumului cu rețeaua de gaz. Aștept raportul de la comisia, de la poliția locală. Din păcate, luni, marți și miercuri am avut o comunicare cu constructorul, a trimis în zonă câțiva salariați acolo. Azi dimineață, de fapt zilnic am ținut legătura cu el, a încercat să cumva să îndrepte anumite greșeli, dar foarte puțin din punctul meu de vedere. Astăzi avem o situație specială, mașina de la Salubritate s-a împotmolit pe strada Grădinăriei și am și trimis salariați de la Gospodăria Comunală cu utilajele care le avem noi în dotare să facem în așa fel încât să-i scoatem de acolo pe cei de la Salubritate cu mașina. Am sunat și constructorul acum o jumătate de oră în momentul în care se intru în conferință de presă, văd că nu mai răspunde nici mie. Amplasamentul este predat constructorului, el este în perioada contractuală de lucru. Mi-aș fi dorit să am o colaborare bună cu constructorul, să înțeleagă că acolo trebuie făcut ceva, oamenii aia au dreptul să ajungă la ei acasă sau să plece din locuința pe care o au pe un drum normal, nu trebuie să meargă prin noroi.
încercăm în perioada următoare să ajutăm cumva pe cetățenii din comuna, din suburbia Găștești, să își poată desfășura viața cât se poate de bine. Cam atât am avut eu de comunicat. Și domnul administrator public vrea să transmită un lucru. Bună ziua! Aș vrea să clarificăm câteva neadevăruri. Un neadevăr apărut în spațiul public și mă refer în special la acea afirmație făcută de către consilierii locali Nedelcu și Olariu, precum că la nivelul primăriei Pașcani s-ar afla o cerere de la un ONG care ar dori să înființeze un centru de dializă la Pașcani în clădirea situată în strada Eugen Stamate, mai exact în clădirea Pieții din Deal. Am fost și am cerut clarificări de la birou, de la compartimentul contracte, și aceștia ne-au dat în scris că nu există o asemenea cerere la nivelul primăriei Pașcani. Am. Deci. Mergeți pe strada Grădinăriei, vă rog. Mergeți pe strada Grădinăriei să vedeți acolo cum a rămas o mașină de la Salubritate în șanț, într-un șanț făcut din noastră. Da? Vă rog, o să vă suni cineva de la mine, i-am dat numărul dumneavoastră de telefon, vă rog să mergeți acolo să vedeți dumneavoastră ce scandal este și oamenii cum sunt nemulțumiți. Mulțumesc. Cei de la compartimentul patrimoniu ne-au pus la dispoziție adresa la care făcea referire doamna Nedelcu, iar în această adresă, cei de la Ambulanța Life solicitau acordarea acelui spațiu de la etajul 1 pentru a înființa un centru de instruire a populației privind acordarea primului ajutor și comportament în caz de dezastru. Niciun caz nu era vorba de un centru de dializă. Mai mult, din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentantul acestui serviciu voluntar de ambulanță, domnia s-a afirmat clar că acel spațiu nu se pretează pentru un centru de dializă. Investițiile care ar trebui făcute acolo, cu lifturi, cu dotări, sunt peste puterile lor și de aceea aș vrea și dumneavoastră să transmite această informație, mai ales cei care au făcut emisiuni în special și au luat de bune afirmațiile consilierilor locale Olariu și Nedelcu. Da, completez și eu aceeași idee. Este un subiect foarte delicat. În momentul în care cineva este bolnav și are nevoie din centru de dializă, acel om suferă. Eu nu cred că este cazul să aruncăm în spațiu public tot felul de informații și să dăm probabil speranță de șarte unor oameni care suferă că la Pașcani cineva a vrut să facă un centru de dializă sau că cineva se opune astăzi pentru un centru de dializă la Pașcani. De aceea, cred că este datoria primăriei municipiului Pașcani să ofere informații corecte pentru toți pășcănenii și să știe că la primăria Pașcani nu a fost niciodată, sau cel puțin acesta este răspunsul din partea compartimentului de patrimoniu și contracte, nu este nicio astfel de cerere pentru înființarea unui centru de dializă. Există o cerere pentru înființarea unui centru de instruire a populației privind primul ajutor și comportament în caz de dezastru. Poate pentru alte subiecte. Dar nu trebuie să confundăm lucrurile, trebuie să fim foarte corecți. De aceea cred că este datoria noastră să prezentăm aceste lucruri foarte clar și profit de această ocazie să răspund unor acuzații și din Consiliul Local. Nu am nimic de ascuns pe subiectul ăsta. Eu am afirmat singur, nu m-a obligat nimeni. Eu am afirmat că există cerere la primăria Pașcani, înregistrată cu număr de înregistrare la ghișeu unic pentru o bucată de teren pentru un astfel de centru de dializă. Vestea bună este că după ședința de Consiliu Local, de vineri sau de joi, când a fost, nu mai țin minte, sau vineri a fost, am primit o a doua cerere pentru un astfel de teren din partea unei societăți, dacă mi-aduc aminte, din zona Piatra Târgu Neamț, ceva de genul ăsta. Deci sunt mai multe cereri pentru teren. Nu este nicio cerere pentru acel spațiu din zona Pieței din Deal. Ca să fim foarte clari, să vedem ce avem de făcut de acum înainte.
Vă asigur și asigur pe toți pășcănenii interesați de acest subiect că facem tot posibilul să identificăm un astfel de teren. Dar și în momentul în care s-ar identifica o suprafață de teren corespunzătoare ca diametru, ca dimensiuni pentru acest centru de dializă, trebuie văzut dacă condițiile urbanistice se îndeplinesc pentru a se construi un astfel de centru. Deci lucrurile intră mai în amănunt în perioada a doua, în etapa a doua. Aceasta este informarea noastră și punctul nostru de vedere. Vă stau la dispoziție cu întrebări din partea noastră. Vă rog. Continuăm acest subiect cu referire. V-am văzut împreună cu domnul Benchea, dumneavoastră sau domnul Vodașca? Ați fost la... Amândoi. Ok, nu știu, sigur. Care au fost discuțiile? Discuțiile au fost simple. L-am invitat pe domnul Benchea să vedem care este stadiul centrului de transfuzii sângei, adică etajul 2 de la acea clădire de la piață. Am vrut să intru înăuntru, să văd cu ochii mei care este situația, ce s-a făcut, ce planuri sunt. L-am întrebat când poate finaliza acea lucrare. Mi-a spus că mai are nevoie de niște bani. Acolo vorbim de voluntariat, vorbim de o activitate care se bazează în primul rând pe donații. I-am promis câteva lucruri personale, în așa fel încât să pot să-l ajut acolo. Rămâne să vedem pe buget, pe anul viitor, dacă putem, dacă ne permite bugetul, să contribuim și noi, în așa fel încât subiectul cu centrul de transfuzie de la etajul 2 să fie finalizat. Pentru că deja discutăm de vreo 3 ani de el și din 3 ani de zile nu facem decât să discutăm pe subiectul ăsta și unii să se laude prin campanie electorală cu el. Dar l-am invitat să nu discutăm telefonic, să avem o discuție față în față, să vorbim lucrurile pragmatic și cam asta a fost intenția mea de a vizita acel spațiu. Problema. Sunt două probleme care sunt extrem de importante vis-a-vis de situația de acolo, pentru că în președința de Consiliul Local am discutat cu domnul Benchea și mi-a oferit mai multe informații, plus că a apărut și acel document în spațiu public, adresa făcută de Serviciul de Ambulanță Voluntarii Iași, în data de 11 august 2020, o adresă care nu a fost soluționată. Dar în baza acelei adrese, domnul Benchea, înțeleg că a avut un acord de principiu din partea fostului primar, drept pentru care a și montat geamuri la etajul 1 al clădirii, fără a exista o hotărâre de Consiliul Local. Mie mi se pare că suntem într-o zonă extrem de sensibilă și că cineva, ca autoritatea publică din Pașcani și politicienii, își bat joc de un om care a venit cu bune intenții la Pașcani. Da, poate fi interpretat și așa. Pe de o parte, acoperișul trebuie schimbat, instalația electrică, tot domnul Benchea și-a asumat o să o facă, geamurile le-a schimbat. Ce ar trebui să mai facă acești oameni ca să fie înțeleși că sunt veniți cu bune intenții și vă rog să spuneți cum veți rezolva această problemă cu etajul 1, acolo unde deja domnul Benchea a făcut niște investiții din donații, așa cum spunea dumneavoastră. Da, am înțeles, dar noi trebuie să mergem pe procedură și trebuie să respectăm legea. Deci, referitor la ce ar trebui să facă domnul Benchea, din punctul meu de vedere, domnul Benchea deja face. Ce ar trebui să facem noi, noi ar trebui să fim serioși. Ar trebui în momentul în care spunem ceva să facem. Deocamdată, domnul Benchea s-a bazat pe niște vorbe ale fostei administrații, că va primi acolo pe viitor un spațiu. Nu avem o hotărâre de Consiliul Local care să schimbe destinația etajului 1. Dacă domnul Benchea a schimbat geamurile pe vorbe acolo, eu ce să zic? Primul lucru pot să-i spun domnul Benchea, mulțumesc. Pentru că geamurile alea vechi care erau acolo au fost schimbate cu niște geamuri noi. Astăzi nu avem documente prin care să-i atribuim etajul 1 domnului Benchea. Pentru orice altă destinație. Etajul 1 astăzi este în administrarea primăriei. Deci este al nostru acolo. Mergem mai departe pe etajul 2. I-am spus domnului Benchea că eu nu pot face niciun fel de promisiuni, nu pot comporta ca ceilalți dinainte să dau pe gură niște lucruri care eu nu pot să le garantez. Dacă acolo trebuie schimbată destinația spațiului, aceea se face prin hotărâri de Consiliul Local. Eu pot iniția un astfel de proiect, aia pot promite. Dar nu pot să garantez faptul că votul din Consiliul Local va fi exact cum este cererea domnului Benchea. Deci deocamdată i-am spus, domnul Benchea, fiindcă nu aveți spațiu 1, nu vă rog să nu vă faceți niciun fel de plan pentru etajul 1, pardon,
nu aveți planul dumneavoastră cu etajul 1 pentru că nu vă aparține, nu aveți dată folosința din partea Consiliului Local, aveți dată folosința pe etajul 2. Pe etajul 2 proiectul merge înainte. Cu ce vă pot ajuta? Și o completare aici, domnul Benchea avea depozitat acolo tâmpărie inclusiv pentru parter. Și deci, dacă dă voie, domnia sa din donații, ne schimbă tâmpărie și la parter, de avem noi administrația fiuților, ca acea clădire să aibă aceeași imagine. Ok, asta este, asta vreau să întreb. Este un om de bună credință, care a fost, părerea mea, dus cu vorba de oamenii de la primăria Pașcani. Vreau să mă întreb un singur lucru. Acel document depus în 1 august a parcurs circuitul oficial în primărie? Are rapoarte de legalitate? Are vreo formă a unui proiect de hotărâre? Nu știu. Putem să mergem pe fir să vedem numărul de înregistrare a cererii domnului Benchea, dar știți dumneavoastră că din luna august până în luna august și septembrie n-am avut ședință de Consiliul Local, deci nicio hotărâre nu s-a luat. Dacă era, noi doi eram consilier local, trebuia să știm subiectul. Deci chiar dacă au fost, să zicem, ceva lucruri făcute la primăria Pașcani, fără finalitate. Nu avem nicio inițiativă ajunsă în Consiliul Local, nicio hotărâre votată în Consiliul Local. De asemenea, mai am un lucru pe care vreau să lămuresc pe acest subiect. Domnul Benchea a atras atenția la fel, verbal, pentru că așa se vorbea înainte, pe vorbe, nu pe documente, că niciun caz Consiliul Local sau primăria Pașcani nu va putea finanța acest serviciu voluntar pentru lucrările de la centru. Întrucât dumnealui are o formă de activitate care nu îi permite să primească bani publici pentru investiții. Și banii care sunt alocați în bugetul public, practic, au fost trecuți la, la acel capitol și nu vor fi niciodată, nu va fi posibil să fie transferați în, în conturile asociației. Un exemplu este faptul că nici măcar nu au cont în trezorerie. Am înțeles. Deci dacă noi de la primărie am dorit să-i ajutăm și ei nu pot primi ajutorul, îmi pare rău, este o problemă a lor. Eu de aceea, personal, l-am asigurat pe domnul Benchea că o să-l ajutăm cum putem. Și știu și alte firme din municipiul Pașcani care au făcut promisiuni de ajutor pentru acest subiect și sunt convins că din momentul în care vor vedea că lucrările încep, toată lumea va pune mână de la mână și vom finaliza proiectul cu centrul de transfuzii. Important este să avem continuitate, să vadă că se lucrează, să vadă că este seriozitate și dacă spunem un lucru, și facem. Privitor la această chestiune, am și eu două întrebări. N-ar fi posibil un parteneriat între administrația locală și entitatea respectivă pentru ca proiectul să fie dus la bun sfârșit? Dacă este în interesul comunității noastre, se poate face și un astfel de parteneriat. Este în interesul comunității sau nu? Cred că este în interesul comunității să avem un centru de transfuzii la Pașcani. Nu știu, să vă spun sincer, inițiativa este veche. Da? Și vă împiedică? Dacă este veche, vă împiedică să... Nu, nu are nicio legătură. Probabil că subiectul este în continuare de actualitate. De-aia am și zis că trebuie să găsim varianta în care și comunitatea noastră, prin Consiliul Local, prin primărie, să sprijine acest proiect ca să fie finalizat. Necesarul sumele de bani, de exemplu, care, pe care domnul Benchea mi le-a prezentat, era undeva la un minim 60.000 de lei ca să finalizeze. Din aia 60.000 de lei, o bucățică de acolo i-am promis-o eu, să zicem, într-un fel sau un alt. N-are rost să ne lăudăm. E în regulă. Luați în calcul, prin urmare, un parteneriat pentru finalizarea investiției? Dacă există o formulă legală prin care putem să-i ajutăm, sunt de acord să găsim această formulă și să-i ajutăm. Bun, privitor la centrul de dializă, și noi am discutat cu domnul Benchea, avem o înregistrare a discuției cu domnia sa. E adevărat, a spus că nu are intenție să facă acolo, că ar fi dificil de făcut, pentru că sunt investiții de câteva sute de mii de euro, în contextul în care ar veni o altă societate în Pașcani să facă același lucru. Pentru că ar fi investiții, repet, mari de făcut, care într-un cadru concurențial nu s-ar justifica. Asta a fost continuarea argumentului domnului Benchea. Nu știu ce discuție aveți dumneavoastră cu domnul Benchea. Vi le pot trimite. Vă rog, care e întrebarea? Întrebarea este dacă sunteți convins că acolo, în locația respectivă, nu poate fi făcut un centru de dializă
mai ușor, mai repede, da, și mai degrabă în interesul public decât prin intermediul sau cu ajutorul unui privat. Adică cum să gestionăm noi un centru de dializă? Nu să gestionați dumneavoastră. Păi atunci cum să-l facem? Păi proiectul sau cererea a fost în sensul ca zona respectivă, locația respectivă să fie pusă la dispoziție pentru astfel de investiții. Asta vreau să zic. Deci noi dacă putem să-i ajutăm pe ei acolo cu un centru de dializă, doar în sensul în care predăm spațiu. Exact. Sau dacă cineva vrea să facă pe un teren și terenul este al nostru, predăm terenul. Din momentul ăla, noi nu facem decât să primim redevența pe folosință, da? Dar nu ne ocupăm noi de administrarea centrului în sine. Nu sunt o primărie de treaba asta. Eu asta înțeleg de la dumneavoastră. Dar noi discutam în Consiliul Local. Nu de faptul dacă acolo s-ar preta sau nu s-ar preta un centru de dializă. Eu am spus clar, domnule, părerea mea că acolo nu se pretează, din discuțiile care le-am. Dar, repet, nu există nicio astfel de cerere pentru un centru de dializă pe locația aia, la care consilierii Nedelcu și cine mai fost la Riu, a spus, nu, domnule, că există cererea. Și am domnule, dacă există cererea, de ce n-a spus-o la inițiativa pe care ați pornit-o? Deci dacă există de undeva izvor, vine unul și zice, domnule, eu pot să fac un centru de dializă aici pe 170 de metri pătrați. Te revit, a clarificat asta și știți. Eu nu comentez caracteristicile tehnice. Deci eu nu sunt specialist, mă dai cu părerea dacă un centru de dializă ar încăpea într-un 170 de metri la etajul 1 sau nu. Aia este problema celui care îți face. Eu merg pe oportunitate. Există o astfel de cerere? Dacă există, ne-a arătat și nouă? Dacă există, de ce n-a spus-o la documentație? N-a spus-o la documentație, veniți în plenul ședinței și spuneți că ea este. Astăzi, prin documente, vedem că nu este. Deci, argumentația din plenul ședinței a fost una falsă, din punctul meu de vedere. Noi n-am făcut acum decât să prezentăm adevărul. Dar domnul Benca a recunoscut că au fost discuții în sensul ăsta. Domnul Benca a recunoscut că nu poate, dumneavoastră nu poate susține un centru de dializă. Nu are nici capacitate financiară și acea clădire nu se pretează. După cum nu poate să susțină nici investiția asta, decât cu ajutorul altora. Foarte bine. Este problema domniei sale, dacă poate susține sau nu poate susține, dacă au discutat sau dacă nu au discutat. Nu putem merge în Consiliul Local să avem inițiative locale, să facem dezbatere publică pe niște subiecte care nu sunt trecute pe hârtie. Doar că am vorbit eu, am auzit eu, sau deci nu se poate? Punem subiecte în discuție. De ce să nu se poate? La conferință de presă, da, dar din punctul meu de vedere, în momentul în care te duci în Consiliul Local și faci o inițiativă locală, ședințe publice, da, acte oficiale, eu cred că așa este normal să prezinți măcar niște documente în care să susții pe acte, pe hârtie, ceea ce vrei să faci. Noi asta am făcut acum. V-am prezentat faptul că nu există nicio astfel de cerere. Dacă va fi pe viitor, credeți-mă, dacă de mâine ar veni din partea oricărei o astfel de cerere, eu nu cred că ar fi o problemă pentru consilierii locali, de exemplu, să voteze că acolo să facă un centru de dializă. Vrei să faci, dragă investitorule, da, bun. Uite, noi îți dăm spațiu, succes. Îți doresc succes în așa fel încât să prestezi un serviciu pentru pacienții din municipiul Pașcani. Ok, mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări. Da. Eu mai am câteva întrebări. Privitor la situația din suburbii, acolo unde au fost făcute extinderi de rețele de gaz. Nu este un diriginte de șantier? Din păcate, se pare că nu. Asta e adevăr. Asta este contractul făcut de administrația trecută. Nu este în fizic sau nu este nici nu măcar... Nu este contractat. Deci s-au făcut lucrări fără diriginte de șantier? Da. Foarte. Bun. Și în contract sau obligațiile din contract au fost respectate de către constructor? Pentru că e foarte clar, nu putea să facă lucrările fără să spargă strada. Clar. Deci el trebuie să taie strada pietruită. De obicei nu s-a mers pe zona pietruită, s-a mers pe zona de lângă strada, adică acolo nu este mai mult pământ cumva, da? S-a tăiat o dimensiune de 40 cu excavatorul, cum s-a făcut, s-a pus țeava înăuntru, da? Acolo sunt niște proceduri în momentul în care așezi țeava, pe anumite straturi, de anumit tip, niște folii, niște semnalizări. S-a făcut acolo, după care s-a pus același pământ de deasupra. Pământul, vedeți că de deasupra
câteodată este pusă la care e dedesubt. Adică astăzi suntem în situația în care argila, care e la stratul inferior, a ajuns acum pe deasupra. Argila aia nu are capacități să suporte tasarea. Deci, din punctul meu de vedere, constructorul are obligația să aducă terenul la starea inițială. Adică, modul în care erau așezate straturile, trebuia după aia să le pună înapoi. Deci, bucata de argilă nu trebuia să ajungă de deasupra. Trebuia să rămână completare și să pună bucata de pământ. El le-a amestecat. Deci, eu, din punctul meu de vedere, el n-a procedat bine acolo. Acum, eu l-am rugat tot ce înseamnă parte de argilă, tot ce înseamnă zona de ce s-a ridicat în sus față de șans, să-l elimină, să-l ia de acolo, pentru că la momentul în care plouă, argila aia se înmoaie și murdărește toată strada. Ei, n-au făcut lucrurile astea. Când am mers la contract să vedem, dom'le, dar omul ăsta, ce cu el? De ce lucrează așa? Dirigintele nostru de șantier nu merge acolo? Nu sunt anumite etape, anumite procese verbale care trebuie făcute pentru lucrări ascunse, pentru că, da, ia dirigintele de unde noi. Acum, dacă mă întrebați pe mine, cineva nu și-a făcut treaba. Da, administrația veche, administrația veche nu și-a făcut treaba. Acum toate lucrurile cad pe noi, da? Asta este ce se au fost făcute recepții? Nu. N-au fost. Deci pe strada de la Gâștești nu sunt făcute recepțiile. Deci este în perioada de lucrări. Am înțeles. Eu acum, dacă mă duc acolo, doar ca să cu gospodăria comunală sau cu, mă duc acolo ca să fac cât de cât viața suportabilă pentru oamenii. Dar sumele au fost decontate? Deci dacă eu intervin, sunt niște lucrări parțiale, o parte s-au plătit. Mai sunt și alte lucrări de făcut, deci nu s-au dat toți bani. Da? Dacă intervin acum pe lucrarea lui, pe bucățica lui de lucrare acolo, el poate să mă reclame oricând, spune, dar de ce te-ai băgat dumneata? Dar eu, pe de altă parte, am o presiune din partea oamenilor care spun, domnule, nu mai suportăm. L-am rugat să vină el, să aducă balast, măcar acolo noi avem o intersecție de drumuri și s-au făcut tăieturi, să repare. Da. Acum, și trebuie văzut și capacitatea constructorului. Eu vă spun sincer, 6 oameni cu lopeți, un mini excavator și o mașină de 3,5 tone. Bun, ați primit o adresă din partea PSD, consilierilor PSD, astăzi, ieri, sau ați avut discuții în sensul unei solicitări de modificare a hotărârii privind comisia de specialitate? Nu am nicio adresă din partea domnilor de la PSD. Am o solicitare venită telefonic să ne întâlnim. La ora 14 ne întâlnim astăzi. Nu știu ce vor să-mi comunice. Am înțeles. Ați anunțat că v-ați întâlnit cu reprezentanții de la Arsacis. Aș vrea să știu dacă ați ajuns la o concluzie privind redevența, pentru că da. Am văzut că și în Consiliul Județean a fost discutat subiectul respectiv. Și dacă ați solicitat diminuarea prețurilor la apă și canalizare, sau preț unic, așa cum ați solicitat anul trecut, când erați, în acest an când erați n-am în opoziție. N-am discutat pe prețuri deloc. N-am discutat pe prețuri deloc. Discuția pe prețuri trebuie făcută cu calm, trebuie explicată, nu numai celor din Arsacis, poate și membrilor adunării generale din Arsacis, dacă cumva este bună și dacă este cazul să facem o propunere pentru modificare legislativă, că avem o barieră acolo. Dar e un subiect separat. M-am întâlnit cu un reprezentant de la Arsacis, pe lângă faptul că am avut și o comunicare scrisă în ultimele săptămâni, i-am explicat punctul nostru de vedere, cum intenționăm să apărăm interesele comunității noastre. Mă bucur că reprezentantul Arsacis a înțeles exact despre ce este vorba. Suntem, să zicem, de acord pe tot subiectul. Rămâne de discutat plata redevenției la cuantumul de 1.900.000 de când intră la plată, de la 1 ianuarie 2021 sau din momentul decizii judecătorești. Punctul nostru de vedere este că din momentul deciziei judecătorești, pentru că nimeni nu poate șterge cu buretele lunile alea de acolo. Este interesul comunității noastre să ne încasăm banii din momentul deciziei. Dar probabil că vom rămâne divergenți pe acest subiect.
eu sper să înțeleagă că așa este normal. Nu pot eu sau un funcționar public de la Primăria Pașcani să spună, doamne, cât era diferența pe lună? 70.000 de lei, da? Bun, 70.000 de lei ori 5 luni, asta înseamnă 350.000 de lei. E, las, când ne dăm mai puțin cu 350.000 și atunci nu e o problemă. Nu. Nu. Deci acolo noi considerăm că trebuie să ne încasăm banii ăștia pentru că noi, de fapt, nu facem decât să plătim ratele cu ei. Acum rămâne și cei de la APA Vital, să vadă la APA Vital, Arsaceu, bineînțeles, să vadă dacă sunt de acord și dacă înțeleg treaba asta. Datoria noastră este să ne apărăm interesele noastre. Două întrebări mai am. A fost semnat contractul pe proiectul de la din fonduri europene la Palatul Canta Cuzino? Te rog. Da, deci astăzi trebuia să fie semnat contractul, dar din păcate avem două contestații. Două sau trei? Două contestații. Două depuse deocamdată, nu știu. Dacă mai fi în termen, dar nu cred că o să mai depun astăzi. Bun, dar am spus până luni. Sunt registrate deja la Consiliul Național de Soluționare Contestațiilor. Așteptăm. Deci astăzi, la ora 11, ar fi trebuit să fie semnat contractul dacă n-ar fi fost contestație. Din păcate, avem două contestații. Știți cumva cauzele? Bun, cauzele? Rămâne să nu ne dăm cu părerea noi. Este Consiliul pentru Contestații. Ei vor vedea despre ce este vorba. Dacă sunt justificate contestațiile sau nu. Diferite față de cele care au fost făcute în trecut? Dar sunt contestații la procedură. Da, la raportul final sunt contestații. Fiecare contestă ce nu convine la oferta celuilalt. Da, ați văzut că vreau o speță. Nu dăm detalii, că nu e cazul. Deci îi lăsăm pe cei care trebuie să judece, să cântărească, dacă este corect. Inclusiv consultantul a contestat raportul? Consultantul cum se conteste raportul? Vă întreb. Eu n-am auzit consultantul să fie doar cei care au venit la licitație, sunt două contestări din partea două firme. Asta am văzut eu la mine la mapă, n-am văzut altceva. Ok, ultima întrebare. Consultantul este, ca să, din punctul meu de vedere, avem o comisie de evaluare a ofertelor, da? Comisia asta de evaluare își alege un consultant în sprijinul muncii. Este un consultant. Am înțeles, dar este adevărat că a contestat raportul respectiv? Că nu a fost de acord cu raportul? Nu a contestat raportul. Nu știu. Pe parcursul evaluării au fost divergențe cu comisia, dar asta nu înseamnă că... Este un consultant care își spune punctul de vedere la dispoziția comisiei, în așa fel încât comisia să ia cele mai bune hotărâri. În ce etapă vă aflați cu SACI, cu codul de bare pentru colectarea gunoiului menajer, acei SACI care ar trebui să înlocuiască taxa de salubritate? Deci noi am identificat posibilități tehnice de a se realiza acest lucru. Săptămâna viitoare, mai precis, între Crăciun și Revelion, am întâlnit domnul Costel Alexei, președinte Consiliului Județean. Vreau să-i exprim punctul meu de vedere și mi-aș dori ca să fie o inițiativă județeană. Ar avea alt impact și al sprijin și din punct de vedere legislativ și din punct de vedere al implementării acestui proiect pe care l-are ADIS cu salubritatea, să zicem, cu gunoiul pe municipiul Iași, ar fi extraordinar, nu în sensul în care să înlocuiască actuala taxă, ci să ofere posibilitatea fiecărui UAT să-și aleagă din două variante. Adică ori merge pe taxă fixă, cum este acum, pe metru pătrat sau așa, sau să aibă varianta cu SACI. Este foarte important din punctul meu de vedere, pentru că dacă e să ne gândim un pic la problemele pe care le întâmpinăm noi ca municipiu, și deocamdată văd că cei de la Iași nu știu dacă le întâmpină, în momentul în care această taxă va fi implementată și la Iași, nu știu exact care e situația de la Iași, vor fi probleme mari acolo, pentru că pentru mediul de afaceri, pentru societățile comerciale, această taxă este enormă. Enormă și nu rezolvă absolut nimic. Știți, vă întreb pentru că m-am uitat din nou un regulament, regulamentul de salubritate, articolul 16, aliniat 2, mecanismul de plată al serviciului de salubritate va fi prin taxă. Utilizatorii casnici și non-casnici vor plăti această taxă autorităților publice și așa mai departe.
Iar la articolul 17 se spune foarte clar că această colectare se face după cum urmează, în pubele de 120 și așa mai departe. Adică nu prin saci. Nu, la saci poți să-i pui în pubele după aia. Nu are nicio legătură. Bun, dar vreau să spuneați că saci sunt cumpărați. Adică oamenii trebuie să plătească și acea sumă ar veni în loc de taxă. În loc de taxă. Ori aici, în regulament, scrie foarte clar că e vorba de taxă. Am anticipat exact ce spuneți dumneavoastră și de aceea am cerut o întrevedere cu președintele Consiliului Județean și de acolo eventual să discute și cu celelalte UAT-uri. Că noi, eu îmi dau seama de ce vreau eu, îmi dau seama că ce vreau eu poate astăzi nu este acceptat la nivel de județ. Sunt conștient faptul că noi suntem parte dintr-un proiect județean. Și n-ar vrea să eu singur pe cărare, așa, la deal, mi-ar plăcea să am și alții în spate care să sprijine acest proiect. Dacă va fi cazul de o modificare de regulament, de o modificare de ce mai avem noi acolo, de, să zicem, de taxe, de tarife, de mod de interpretare la nivel județean, mi-ar plăcea să am sprijinul și celor de la județ și de aceea am cerut o întrevedere cu domnul președinte să îi explic despre ce este vorba. Am toate argumentele, sunt convins că voi găsi înțelegere. Mă bucur că reprezentantul de la ADIS, în momentul în care a fost prezent la noi aici, la Pașcani, și i-am povestit ce vreau să fac și am înțeles exact despre ce este vorba, a fost foarte, cum să vă spun, foarte optimist și a zis, domnule, e o idee foarte bună. Dar toată lumea a spus că este o idee foarte bună, dar va fi greu de implementat. Deci este o metodă, din punctul meu de vedere, perfectă pentru salubritate, pentru problema gunoiului la Pașcani. Va fi greu de implementat, va fi greu ca lumea să înțeleagă cum să facă, dar în momentul în care vom începe, ne ținem de treabă și în 2-3 ani de zile rezolvăm 90%, 80% din acest subiect, veți vedea și noastră că vom fi pe același nivel cu orice țară europeană. Deci orașul Pașcani va fi pe același nivel cu orice comunitate din Europa. Sau peste. Ați avut o ședință de fond funcțional, înțeleg, după audiențele la de ora astăzi. La 11 astăzi, da. Da. De asemenea, am văzut pe site-ul primăriei la achiziții că intenționați să achiziționați un serviciu privind probabil realizarea celor documentații în vederea eliberării titlurilor de proprietate, dar un lucru care l-am văzut specificat acolo, documentațiile vor fi strict doar pentru cei care au hotărâri judecătorești și nu sunt puse în aplicare sau doar pe toate dosarele care privesc solicitări de teren, da, cu acte și documente. Așa este. Ați văzut și dumneavoastră că ați fost prezent la audiențe, suntem inundați, efectiv, suntem copleșiți de problemele pe fond funciar din partea oamenilor. Da? Toți reclamă lipsa titlurilor de proprietate, titluri de proprietate greșite, faptul că nu s-au emis documente, că nu s-au pierdut, au rămas blocate pe undeva. Și atunci, din discuția cu cei din compartimentul funciar cadastru de la primăria Pașcani, m-au spus, dom'le, în primul rând, noi am fost 4, azi am rămas un singur. În consecință, am scos la concurs 2 posturi, să vedem dacă vine cineva. Am zis și eu, doamne, poate cineva, dacă vede că s-a schimbat primarul, poate vine să angajeze. Că la ultimele concursuri scoase, n-a venit nimeni să angajeze. Asta este realitatea. I-am zis, doamne, poate s-a schimbat ceva. Sper să vină. Numai să vină cineva să se apuce de treaba acolo. Nu sunt salarii mari, credeți-mă. Deci salariile sunt mici. Și dacă vine cineva care știe la ce salarizare vine, vine probabil că are și alt motiv. Că e primarul frumos, dar probabil zici, doamne, am nevoie să fac să zicem, un compromis cumva și îmi aleg serviciul ăsta nou. Sper din toată inima să vină cineva din cele două posturi. Pe de altă parte, am zis, doamne, dar dacă nu vine nimeni, pierd 2 luni de zile cu concurs, cu anunț, cu ce trebuie acolo, nu. Hai să găsim o variantă, să luăm o firmă externă care să facă aceste măsurători cadastrale. Fiind pe sfârșit de an, fiind pe limitare de buget, din discuțiile cu cei de la achiziție, am ajuns la concluzia că doar cu motivarea unor urgențe se poate face o astfel de achiziție acum. Urmând ca de la anul să facem o achiziție mai mare, care să cuprindă mai multe elemente. Dar pe situații de urgență, și aici trebuie să definim urgența. Urgența este că avem hotărâri judecătorești care nu sunt puse în practică și din punctul meu de vedere, o hotărâre judecătorească, cum am spus și mai devreme, devine aplicabilă în momentul deciziei. Nu stau un an, doi, trei,
cum avem situația acum la primăria Pașcan, decizii judecătorești comunicate către primărie care nu sunt puse în practică. Așa că am găsit într-un fel, în altul, o portiță, măcar din multitudinea de probleme care sunt la fond funciar, să ne ocupăm de cele care țin de hotărârile judecătorești și măcar acolo să avem 2-3 pași în față. Am o întrebare în completare aici. Câte dosare aveți, ok, trimise la județ, adică ok, din punct de vedere al documentației, trimise la județ și sunt în așteptarea titlurilor de proprietate? Vă pot comunica peste 2 săptămâni de zile când avem următoarea ședință de fond funciar. Astăzi, la ședința de fond funciar, am avut pe ordinea de zi realizarea unei astfel de statistici, în așa fel încât să vedem o sinteză, o situație centralizatoare care, din care să reiese tipologiile de probleme, ca să zic. Care sunt depuse, câte sunt, câte au documentații tehnică, câte n-au, câte sunt pe rectificări, câte sunt pe hotărâri judecătorești și acolo hotărâri judecătorești sunt cu penalități, sunt cu care nu au penalități. Da? Și i-am cerut salariatului de la compartimentul fond funciar și cadastru să facă o astfel de centralizare. Vă pot spune că noi din luna mai, anul ăsta, până astăzi, n-am avut nicio ședință de comisie de fond funciar. Deci, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, să zicem că s-a schimbat primarul. Și dar la județ sunt astfel, au loc astfel de ședințe? Nu știu să vă zic, dar la Pașcani nu au avut loc aceste ședințe și atunci sunt lucrurile rămase foarte în urmă. Am stabilit un calendar de lucru cu colegii din această comisie de fond funciar și am stabilit că vom face ședințe de 2 ori pe lună în vinerea a 2-a și a 4-a. În așa fel încât să grăbim un pic aceste această muncă, să dăm drumul un pic la dosare și am stabilit de comun acord și nu l-am stabilit noi, de fapt, traseul documentelor este prevăzut în legislație, că sunt pași legali care trebuie parcurși pentru emiterea unui tip de proprietate, plecând de la cererea cetățeanului, dar măcar am pus acești pași pe hârtie ca să fie cunoscuți de către toată lumea. Mai mult decât atât, vom comunica acest traseu de pași către cei care depun cererea, pentru că lumea are așteptări foarte mari. Și crede că dacă de mâine depune cererea, se întâmplă ceva într-o lună, două. Din păcate, traseul documentelor este destul de sinuos, sunt vreo 10, 12, 13 pași acolo care trebuie parcurși și aș vrea să fiu transparent și să informez bine cetățenii în momentul în care depun documentația, că tot ceea ce ține de noi vom face să fie făcut cât se poate de repede, după care în momentul în care documentația ajunge la Iași, în altă parte, nu mai ține de noi. Dar lumea să știe, iar noi în momentul în care vom transmite comunicările către Iași, dosarele către Iași, vom face și o informare către cetățeanul din Pașcan, prin care să-i spunem că noi ne-am făcut treaba, Comisia Locală a realizat dosarul cu documente și este dus către Iași. Da. Și o altă multă întrebare. Avem un serviciu de înmatriculări la Pașcan pe care vi l-ați asumat ca și proiect politic, dar nu despre asta vreau să vorbesc. Cred că împreună cu autoritățile județene ar trebui să intervenim pe acest subiect, pentru că în zilele de funcționare deja se formează cozi foarte mari și sunt oameni care așteaptă în stradă. Am înțeles, am primit ieri seara niște fotografii că se face o listă de așteptare de seara, la seara la ora 10, au oameni care lucrau la o listă de așteptare în fața sediului poliției, care consider că nu este adecvat pentru această activitate la modul la care se desfășoară asta. Vă înțeleg, numai că subiectul este cunoscut și de către mine. Într-adevăr, inițiativa, din punct de vedere politic, a venit din partea organizației PNL. Mă bucur că acest serviciu a fost înființat la Pașcani. Dar ordinul de înființare spune că trebuie să funcționeze în sediile poliției. De unde am aflat acest lucru? Pentru că am avut un dialog cu domnul comandant al Poliției Naționale de la Pașcani și i-am spus că, din punctul meu de vedere, dacă are nevoie de sprijin, așa fel încât să mute acest birou de înmatriculări și permise
într-o altă locație, ne gândeam cumva la primăria veche, să găsim acolo o zonă, două, trei spații, să le oferim pentru acest birou. Mi-a spus, da, cu mare drag, dar din păcate ordinul sună în felul următor. Se înființează acest birou în sediile poliților. Primăria din veche nu este sediul poliției. Așa că dacă domniile lor vor depăși această barieră, să zicem, legislativă internă și pot să facă acest birou în altă parte, vă spun încă o dată, este disponibilitate din partea noastră, în așa fel încât să mutăm de acolo acel birou, după care rămâne ca ei, în procedurile lor interne, să, dacă este cazul, să suplimenteze cu personal, să doteze cu alte lucruri, dacă, nu știu, care sunt procedurile acolo de emitere, ar trebui să intru eu în amănunte unde nu-i treaba mea. Dar ca spațiu, dacă este cazul, primăria, voi face o inițiativă, eu ca primar pot face o inițiativă către Consiliul Local să hotărească să se aloce două, trei birouri din primăria veche. Consider că sunteți oarecum dus pe o pistă falsă. Acest serviciu funcționează în subordinea practică a prefecturii, iar variabil, de exemplu, serviciul pașapoarte, permise, matriculări, nu este serviciu de poliție. Este un serviciu public comunitar. Deci ordinul, așa mi s-a comunicat. Ordinul spune, înființarea acestor birouri suplimentare, pentru că ele sunt birouri suplimentare de permise și matriculări, se face în sediul poliției. Eu vă spun să interveniți și mai serios, pentru că dacă știți probabil că sunt și acele persoane care se ocupă de intermediari, care deja pot fi văzut în fața sediului Poliției Pașteanu, nu o să le dau eu numele, dar consider că există, este nevoie să fie mutată activitatea. Ok, deci dacă este nevoie putem să facem... Domnul prefect probabil ar putea să planifice acest... Am înțeles. Pot să am o discuție cu domnul prefect, nu este o problemă din punctul meu de vedere. S-a reținut. O ultimă întrebare. Cât încasați lunar din indemnizația de primar? Poftim? Cât încasați lunar din indemnizația de primar? Am încasat 9.000 și ceva. Ok. Da? Mulțumesc. Deci salariul primarului este de 7.900, 8.000 de lei. Eu am încasat pe luna noiembrie 9.000 și ceva. Am consultat legislația. Legislația spune că diferența care vine din sporurile pentru proiecte europene este obligatorie. Adică asta este legislația, trebuie să primești acești bani pentru că ești obligat să mi-i dea. Eu probabil că această diferență, adică cu siguranță, o voi dona. Am înțeles. Dar vorbesc doar în nume propriu, da? Bun, mulțumesc mult. Adică ați primit... cum ar veni acea indemnizație pentru fonduri europene? Da. Eu am primit salariul pe card. Ați solicitat-o sau ați primit? Nu pot să o solicit. Eu n-am solicitat-o. Niciodată n-am solicitat. Nici n-am discutat subiectul ăsta. În momentul în care am deschis aplicația de pe telefon, am văzut suma care am primit-o. Următorul lucru, a doua zi, am venit și am spus, dom'le, dar de ce mi-ați dat mai mult decât e salariul de primar? Și mi-a spus, dom'le, s-am dat mai mult pentru că asta este legislația. Adum să văd, unii scrie opțional sau obligatoriu. Și în legislație scrie că salariul se majorează, nu spune se poate majora. Salariul se majorează cu suma respectivă, cu procentul respectiv, dacă sunt proiecte europene. Și am zis, bun, ce fac, că nu vreau bani așa. Și mi-a spus, dom'le, noi suntem obligați să vii dăm, dar dumneavoastră faceți ce vreți cu ei, puteți să-i donați, puteți să faceți ce vreți dumneavoastră. Și eu v-am informat acum că din punctul meu de vedere, dar vorbesc doar pentru mine, pentru că este doar salariul meu, nu pot vorbi pentru altcineva, diferența asta de bani pe care o primesc lunar... Dar cine mai încasează? Viceprimarul sau cine? Viceprimarul, da, da. Nu pot vorbi în numele viceprimarului. Vă dați seama că fiecare e cu salariul lui și nu e treaba mea să vorbesc despre salariul viceprimarului. Dar eu voi dona această diferență la toate subiectele care sunt, eu știu, din comunitatea noastră, către centrul de transfuzii, către alte, să zicem, entități caritabile din municipiul nostru. Mulțumesc! Mulțumim și noi! O zi bună!